În plină pandemie de coronavirus, Spitalul Județean de Urgență Slatina cere ajutor. Potrivit managerului interimar Dan Stana, a fost solicitat sprijinul autorităților pentru suplimentarea numărului de medici infecționiști. În prezent, la Spitalul Slatina lucrează 4 medici care au programul supraaglomerat din cauza numărului mare de pacienți cu COVID și care cu greu mai fac față urgențelor ce apar în fiecare zi. Având în vedere escaladarea cazurilor de infectări cu virusul SARS-CoV-2, s-a decis ca la Spitalul Județean de Urgență Slatina să se impune suplimentarea numărului de medici infecționiști. Pentru că la momentul ăsta noi funcționăm cu 4 medici infecționiști care, pe lângă cazurile pozitive pe care le au în sectorul COVID, pe lângă suspecții pe care le avem în pavilionul de suspecții, mai apar prin urgențe cazuri grave. Reprezentanții Spitalului Slatina speră să găsească înțelegere, iar medicilor de la infecțioase să le vină în ajutor alți colegi specialiști. Altfel, dacă numărul cazurilor de COVID va crește și mai mult, medicii vor fi depășiți de această situație gravă. Noi am solicitat să ni se suplimenteze cu 4 medici infecționiști ca să putem asigura continuitatea și să avem un act medical de bună calitate legat de cei infectați cu COVID. Sperăm să găsim înțelegere și să se rezolve cu celeritate completarea resursei umane în cadrul secției de boli infecțioase. Cei de la instituția prefectului vor solicita la Ministerul Sănătății, iar prin decizie, prin ordin de ministru, pot fi detașați din țară medici infecționiști la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Într-un interviu la Olt TV, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Slatina, medicul Marius Ionescu, vorbea despre situația dificilă cu care se confruntă spitalul din cauza numărului mare de cazuri de coronavirus. Eu zic că lunile următoare reprezintă un risc de colaps al corpului medical, la care trebuie să ne gândim cu foarte mare atenție și de aceea rog toți ascultătorii să poarte măști, să ne ajute și pe noi, pentru ca noi să putem să vă ajutăm pe voi. Nu putem să facem nimic fără voi. Noi suntem aici la orice oră din zi și din noapte, să stăm alături de voi, să vă ajutăm cu tot ce putem, dar dacă voi nu ne ajutați pe noi să vă protejați, nu avem nicio șansă. În urmă cu o zi, la Spitalul Slatina erau internați 54 de pacienți confirmați cu COVID și 9 suspecți. 8 se aflau în stare gravă la terapie intensivă.